Are șanse aur să ajungă al doilea partid din România? După cum vedeți dumneavoastră, trendul din ultimele are. Sondaje. Și, adică să depășească Partidul Național Liberal, care e cel mai mare partid da, la aflat la putere. Dincolo de măsurători sociologice, dincolo de analize politice, eu sunt un pasionat de istorie și chiar și de istorie recentă. Istoria recentă ne arată o situație foarte clară, oarecum similară, poate nu atât de gravă comparativ cu ceea ce se întâmplă acum, pentru că poate unii dintre noi ne aducem aminte de guvernarea 96-2000. Atunci România a fost condusă de mai multe cabinete de coaliție, am avut crize peste crize, criza guvernului Ciorbea, Ciorbea 1, Ciorbea 2, Vasile, culmea, lucrarea mea de licență la Facultatea de Științe Politice, exact pe acest subiect era criza cabinetului de coaliție și aveam niște studii de caz. Atunci, după crize nenumărate, fără a avea o criză sanitară, fără a avea o situație globală atât de gravă, sigur, am avut crize economice atunci cum avem și acum, dar n-aveam o criză sanitară și o stare de anxietate atât de puternică a populației. E, atunci, după ruptura între ceea ce livrau guvernanții de atunci și ceea ce aștepta populația, rezultatul a fost următorul. Țara era condusă în acel moment de un guvern CDR, PD, UDMR. CDR a dispărut. Principalul partid din CDR, care era PNCCD, a dispărut. A dispărut, da. La alegerile din 2000, PRM a devenit al doilea partid al țării cu aproape 20%. Pe locul 3 s-a situat un partid care avea vreo 7%. Corneliu Vadin Tudor a intrat în turul 2 la alegerile prezidențiale. Păi, dacă ne uităm la situația de acum, dacă după 8 luni de guvernare am ajuns în situația în care AUR, un partid care a depășit 15%, 16%, a cumulat scorul altor partide cu profil naționalist, se duce și mai sus, dacă la acest moment aveam această situație, păi e simplu să ne imaginăm cum ar arăta situația pentru peste încă 3 ani, dacă vom continua în același ritm de ruptură între agenda populației și ceea ce livrează politicii. Deci da, este foarte posibil acest lucru, repet, dacă, și e importantă această precizare, dacă cei care și-au asumat răspunderea guvernării și până la urmă au fost vestiți de populație cu încredere pentru a guverna țara, nu își asumă responsabilitatea și nu acționează cu maturitate, foarte important cred, această atitudine și acest cuvânt, pentru a livra populației lucrurile asupra cărora s-au angajat atunci când au cerut votul.